În spectacolul Frumoasa și Bestia, îndrăgitele personaje ale copilăriei ne vor aminti faptul că frumusețea vine întotdeauna din interior și ne vor purta pe întregul basm cu blândețe și romantism. Spectacolul Frumoasa și Bestia aduce în fața publicului o poveste nemuritoare, una dintre cele mai îndrăgite ale tuturor timpurilor. Așa cum fiecare carte înseamnă o călătorie, la fel și acest spectacol se vrea a fi un drum, o aventură pe care spectatorii o vor trăi împreună cu actorii într-o lume fantastică. Noua premieră, Frumoasa și Bestia, de pe 2 martie, ora 11, regizată de doamna Mihaela Arus, pe care o prezint acum, este directoarea teatrului Toma Caragiu din Ploiești, trupa noastră, pe domnul Turcu vi-l prezint pentru că avem, e vorba de un debut, nu actoricesc, și ca muzician, compozitor de muzică, de teatru. Cred în teatru făcut pe bune și vedeți nasă ghilimele și tot ceea ce străbate din acest pe bune. Cred în relații sincere create pe scenă. Tocmai spun, de asta am spus cât de mult m-a ajutat ca regizor privirea Anei, de exemplu, când își crea rolul. Este extraordinar și nu am spus niciodată lucrul. Acum, da, n-am spus niciodată lucrul acesta. Cred în teatru făcut pe bune, în relațiile sincere, în adevărul pe care îl transmiți, chiar dacă este un spectacol pentru copii, cu toate că, așa cum am ajuns noi aseară la concluzia, spectacolul Frumoasa și Bestia nu e un spectacol chiar pentru copii, e un spectacol pentru familii. Fie că din orice punct de vedere l-am privit și eu mai am o plăcere. În momentul în care cresc spectacole, chiar dacă sunt pentru copii, întotdeauna o parte este pentru publicul adult. Aici ne-a ieșit un spectacol pentru întreaga familie, de văzut cap coadă. Mi-a făcut o mare plăcere să lucrez cu ei, chiar sunt o echipă grozavă, sunt niște actori pe care i-am descoperit dincolo de calitatea de spectator, pentru că am văzut doar spectacole cu ei, dar i-am descoperit altfel, mult mai bine și mai pe sufletul meu ca regizor decât eram ca spectator. Ei sunt anumite tipologii pe care noi le cunoaștem în teatru, le încadrăm actorii în distribuții în funcție de ceea ce, de cum îi vedem, dar în momentul în care descoperi că un actor este mai mult decât ai bănuit tu că poate fi, asta este extraordinar și pentru regizor, dar și pentru echipa întreaga echipă de creație. Din distribuție fac parte actorii Alice Pele, Florin Ruicu, Marius Tudor, Nadina Câmpianu, Ana Maria Cisler și Alin Turcu. Dacă veți rata premiera, trebuie să știți că următoarea reprezentare va avea loc pe 16 martie, iar iubitorii teatrului din Caransebeș se vor putea bucura de acest spectacol în data de 20 martie.